Fie că este vorba despre afecțiunile reumatice, cardiovasculare, boli de nutriție sau cele digestive, tot mai mulți pensionari aleg să se trateze la stațiunile balneare. Ca în fiecare an, Casa Națională de Pensii a repartizat județului Giurgiu medie 2000 de etichete. În intervalul 15 februarie-29 aprilie 2014 au fost repartizate 474 de bilete de tratament, din acestea 184 fiind valorificate. Au fost repartizate 19 serii și un număr de 1931 de bilete de tratament. Amara, Pucioasa, Covoazna, Olănești, Căciulata, Călimănești, Slănic, Moldova, Techirghiol și Sovata. Acestea rămân în continuare destinațiile preferate de cei mai mulți pensionari care vor să urmeze tratamente balneoclimaterice. Reamintim că biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului de tratament repartizat, potrivit actualelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere pentru o altă serie. Așadar, au rămas nevalorificate aproape 300 de bilete. Cei care vor să obțină un astfel de bilet trebuie să depună la Casa Județeană de Pensii Giurgiu o cerere însoțită de copia actului de identitate. De asemenea, mai trebuie ultimul cupon de pensie și un bilet de trimitere de la medicul de familie. Următoarea serie care va pleca în stațiune este programată pe 21 mai. La tratament anul acesta? Da, mergem. Unde v-ați ales? Ce la Techirghiol. Anul trecut ați fost? Nu, nu. Dar pentru ce afecțiuni vă tratați? Reumatism. La Amara. Și cum e acolo? Pentru ce vă tratați? Pentru reumatism, pentru... Anul trecut ați fost? Nu am fost deloc, asta e prima dată când mă duc. Nu mai m-am dus niciodată și acum. Să văd și eu cum este. Și pe urmă poate mai mă duc dacă m-am dus. Mergeți însoțit sau singur? Deocamdată singur, să vedem dacă merge cu un soțitor. Iau și soția cu mine. Meritați, nu? Adică... Păi după atâta muncă de o viață de 32 de ani, să merită să mă duc și eu la băi, să vedem cum mai mă simt.